Baby Zoo, grădina micilor animale, se redeschide în această primăvară la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Ce le pregătiți micilor vizitatori? În primul rând, le mulțumim celor care cu asociația Împreună pentru Constanța au adus acest Intellect Park și continuăm cu ei. Baby Zoo a fost o investiție a Consiliului Județean Constanța, ce a constat într-o premieră interactivă a legăturii dintre copil și animale. Animale care pot fi chiar și sălbatice. Bineînțeles că nu facem contact cu ele, facem contact doar cu animale sălbatice, cu iepurași, cu păsări diverse, dar și cu papagal care sunt încadrați sălbatic. Acum ne dorim să venim în plus cu un spațiu de joacă în această incintă, un spațiu de joacă tematic cu animale. Așa cum ne-am dorit să facem pentru planetariu un spațiu de joacă tematic cu planete, cu sistemul solar, aici vrem să aducem animale și să le expunem, animale, bineînțeles, mulaje, pe care să le expunem într-un mod didactic. Dacă la școală nu mai găsești acum o vacă, să-i găsești, să-i vezi componentele și să vezi cine face CO2 la planetă sau metan și de ce e fermentație și nu e fermentație în burta lor, ei bine, aici vom avea niște mulaje ce vor prezenta acest lucru. Vom avea de asemenea mulaje ale unor animale în situații de restriște, în situație de dificilă din punct de vedere al populațiilor lor, generate de impactul antropic, de noi, de oameni. Și în felul ăsta să responsabilizăm. Vom aduce în acest fel copilul mai aproape de ele, într-o formă de joc, fiindcă aceste animale vor fi cumva interactive sau vor fi jocuri interactive ce le vor include. Vor fi locații, nu exclud nici o digitalizare a acestora, a prezentării acestora, însă deocamdată proiectul nu este făcut, însă îmi doresc să apropii cumva, să mai fac încă o legătură, încă o conexiune între copil, grupa de vârstă care este interesul nostru, între preșcolar și clasa 12, copil și știință, responsabilitate, mediu. Când vor putea cei mici să se bucure de toate acestea la Complexul Muzeal? Este un proiect mai amplu, care îl include și pe cel de la Planetariu și celelalte locuri de joacă. Este un proiect mai amplu care va prezenta, sper eu, undeva în iunie, va ajunge în situația de a putea fi lucrat, început. Până atunci, autorizări, am depus de urbanism deja, avem proiectul în lucru, îl autorizăm, și după ce autorizăm, ne apucăm de treabă.